Nicolae Ularu, ai o poziție pentru care mulți ar invidia, și anume aceea de persoană plecată în vacanță în Florida. Începem deci de aici discuția noastră. Am o carte sub contract la una din editurile foarte bune din New York și sunt într-o vacanță lucrativă pentru că am tot felul de corecturi de făcut. Cartea va fi publicată curând și sunt pe ultima sută de metri. O citesc a 10.000-a oară și sunt puțin sastisit. Dar să sperăm că iese bine. Vine Kurt Vonnegut la Smith College și ăștia, cum să spun eu, îl anunță cu numărul de telefon al biroului lui și dau telefon și spun: domnul Vonnegut, eu sunt un mare admirator, sunt din România, am citit toate cărțile, au fost publicate de o editură, chiar în timpul comunismului, editura Globus, care va publica așa și aș vrea să ne vedem, să vorbim, să nu știu ce. Și a spus: domnule, eu am 81 de ani și dacă m-aș întâlni cu toți admiratorii mei, n-aș mai avea timp să scriu un cuvânt. Deci îmi pare rău, nu sunt interesat. Să ne vedem. Dacă ai ceva scris, putem discuta, că de asta mă plătesc oamenii ăștia de aici. Dar pentru small talks, nu. Deci a fost foarte franc. Da, un om extraordinar. Și atunci am zis: domne, și o fi, aveam două manuscrise, scrisesem eu o piesă în care îmi pusesem toate frustrările, se chema Three Muses, cu trei muze bătrâne care locuiesc la New York, muza muzicii e surdă, de la Berlioz și așa mai departe. În fine, toată lumea e derutată cu ce se întâmplă cu noile arte, cu... În fine. Și frustrarea mea de profesor, care ajung din artist, ajung profesor. Și în fine, am pus împreună un lucru pe care l-am introdus pe sub ușă într-o seară. Nicolae Ularu, ai o poziție pentru care mulți ar invidia, și anume aceea de persoană plecată în vacanță în Florida. Începem deci de aici discuția noastră. Da. De acord. Deci, ești în vacanță în Florida. Da, sunt în vacanță în Florida după un semestru de universitate care a fost relativ lejer pentru mine, dar după un an de zile de muncă asiduă, am o carte sub contract la una din editurile foarte bune din New York și sunt într-o vacanță lucrativă pentru că am tot felul de corecturi de făcut. Cartea va fi publicată curând și sunt pe ultima sută de metri. O citesc a 10.000-a oară și sunt puțin sastisit. Dar să sperăm că iese bine. În discuție au apărut elemente pe care nu le știm. Cartea, da. Cartea care urmează să apară și universitatea unde predai. Da. Păi am să încep cu începutul, cu plecarea din România, care s-a întâmplat în jurul anilor, în 1995, când am fost invitat să predau la Școala Națională de Teatru din Danemarca, la Copenhaga, unde am predat 2 ani de zile. În engleză. După care am ajuns în America, pot să spun, întâmplător.
Deci destinul meu a fost extrem de ciudat în acest sens. Am fost cu un spectacol, invitat cu un spectacol la care am făcut scenografia și producția, să spunem, a unui grup foarte tânăr de actori care absolviseră la Iași și pe care îi cunoscusem, cu care făcusem un spectacol vișniec la Institutul Francez din București. Am fost invitați în Massachusetts la un festival de teatru. Le-a plăcut foarte mult ce am făcut eu acolo. Spectacolul se chema Cai la fereastră de Matei Vișniec și decorul, pentru că nu puteam să transportăm decor din România, am făcut decorul din hârtie. Iar era foarte teatral și se pupa foarte bine cu textul lui Vișniec, care este despre război și despre implicațiile familiilor în absurditatea războiului. Un personaj spune, care este mama unui tânăr soldat ucis în război, spune că de când a primit scrisoarea care a anunțat că fiul ei a fost mort, orice bucată de hârtie pe care o prindea, o rupea în bucățele mici. Și atunci decorul până la final este rupt. Era foarte teatral. A plăcut foarte mult. Întâmplător la spectacol au fost câțiva din profesorii departamentului de teatru de la Smith College, care aveau o poziție liberă. Eu aveam un portofoliu mic cu mine de fiecare dată când plecam din țară și m-au angajat peste noapte. Un contract de 2 ani. A fost foarte sexy să lucrezi în America, am acceptat. În Copenhaga îmi dădeau contracte semestrial, aici aveam un contract de 2 ani. După care după cei 2 ani în care mi-au promis că voi avea un contract permanent, colegiul n-a aprobat contractul permanent, a făcut un national search, m-au ales tot pe mine din 60 de candidați, dar nu mi-au dat, mi-au dat un contract de 2 ani cu posibilitatea de prelungire pe veci. Numai că situația mea cu, eram cu o viză de exchange visitor, nu eram, colegiul a aplicat pentru green card, nu a putut să-mi facă green card pentru că nu aveam poziție permanentă și așa am ajuns la University of South Carolina, șef de Master of Fine Arts program. Deci după 4 ani de Smith College m-am mutat în South Carolina. Toată lumea mi-a spus că sunt nebun pentru că aveam și 2 poziții în New York pe care le refuzasem. Și toată lumea mi-a spus că sunt nebun, cum mă duc în South Carolina când în New York este bătaia peștelui în meseria noastră. Numai că cei din New York îmi ofereau același salariu ca cei din Carolina de Sud. Iar cu prețul casei mele în Carolina de Sud aș putea să cumpăr o chiuvetă în Manhattan. Aveam 40 și de ani și nu mai permiteam să dorm sau să plec dintr-o casă foarte mare din România, să stau într-o garsonieră în Manhattan. Nu mă interesa stilul de viață, dar m-am mutat în Carolina de Sud, unde sunt de 21 de ani, cam mult. Dar am avut, fiind tot pe coasta de est, fiind aproape de casă, am lucrat profesional la New York, câte o piesă, 2 în fiecare an, am început să regizez, să scriu, am luat un premiu Obie care pentru excelență în off și off-off Broadway, care e un premiu prestigios în America, fiind în Carolina de Sud, unde pot să-mi conduc mașina, unde pot să mă duc
Sunt la 3 ore de Appalachian Trail în North Carolina și la 1 jumătate de Coastal Carolina, care e superbă, cu Charleston, și e pe aripile vântului zona. Așa că am rămas acolo. Între timp am mai venit pe acasă, am mai lucrat câte ceva. Și cam asta, cam asta mi-a fost traseul sinuos de ajuns în America. Pot să spun cu mâna pe inimă că după vreo 2 săptămâni am vrut să mă întorc la Copenhaga din America, pentru că am realizat ce se întâmplă. În Europa sunt programe specializate în meseria de scenograf, de regizor, de actor. Smith College era unul din colegiile, universitățile prestigioase din Statele Unite. Când la vremea respectivă era al 14-lea în rangul colegiilor din Statele Unite, dar era un liberal arts college în care studenții sunt undergraduate students, deci nu sunt specializați, pot să ia geografie și biologie și teatru. Iar eu, fiind, creind câteva generații din scenografii care sunt acum în top în România și în Danemarca, am fost pus să predau la niște oameni care, al căror interes în teatru era destul de general. Și m-am întrebat, sincer, ce fac eu aici. Pentru că, cum să spun eu, nu eram la nivelul la care aș fi vrut să predau, ori să iau un salariu pur și simplu, fără să am satisfacții profesionale sau să fac o muncă de rutină, nu era în sângele meu. Așa că, în afară de asta, venind dintr-o cultură teatrală, cum e cea a României, care este foarte puternică, și eu, având norocul să lucrez cu regizori importanți ai României la vremea respectivă, de la Cătălina Buzoianu, Tocilescu, Dan Micu, Dan Pița, mă rog, regizorii importanți de teatru și film din România, am ajuns să lucrez un gen de teatru care mi era străin, cu niște oameni cu care eram pus să lucrez aleatoriu, cu care nu aveam o comunicare de altă natură, așa că am intrat într-o perioadă de mari întrebări, dacă este cazul să continui sau dacă e cazul să mă întorc fie acasă, fie în Europa. Deci două săptămâni te-ai perpelit cu gândurile astea. În 2 săptămâni am realizat, când a început școala, practic, am realizat unde sunt. Și mai mult decât atât, am mai primit și niște complaints, pentru că am pus studenții să lucreze foarte mult. Și eu, neînțelegând că de fapt nu trebuia să-i fac scenograf, că îi luau lucrul ăsta ca pe un, cum să spun eu, un field care era adiacent la ceea ce vreau ei să facă, foarte puțini. Și țin minte că m-a chemat decanul și mi-a spus, zice, am câteva complaints. Cu ce? Păi zice, îi pui să lucreze foarte mult. Păi de ce mă plătiți? Stai să vezi. Deci aici e liberal art college, nu este... Ăștia care ți iau clasele nu vor să fie scenografi, vor să înțeleagă ce înseamnă scenografia.
Deci iau mai ușor și cu temele și cu cât de sofisticat, cum să spune, demers vrei tu să impui, pentru că ei plătesc foarte mult să fie aici. Și, și atunci, ăla a fost momentul cheie în care am zis, poate că e cazul să plec, că nu e locul meu aici. Și mi-a mai trebuit încă 2 săptămâni în care să realizez că dacă eu nu sunt în stare să mă adaptez unui sistem, o să iau ca un failure pentru restul vieții, pentru că, practic, săracii nu erau ei de vină, probabil că nu era locul meu în și treptat, dintr-o serie de 10 studenți, în momentul în care ai 3 studenți care sunt într-adevăr interesați, viața e frumoasă. Pentru că, cum să spun eu, măcar ai o audiență și niște oameni care într-adevăr m-au urmat după aia. Dar în 4 ani de zile am reușit să-mi formez populația mea, care venea să ia cursurile mele, și lucrul ăsta s-a transformat în, cum să spun eu, în plăcere, în loc de, cum să spun eu, depresie și așa mai departe. Mai mult decât atât, s-a mai întâmplat încă un lucru care a fost extraordinar, pentru că am făcut decorul și costumele la prima mea piesă, la Smith College. Le-am expus la expoziția națională a Statelor Unite. Este o organizație care se cheamă USITT, United States Institute of Theatre Technology, care are conferințe naționale cu expoziții și jurizate. Asta e culmea și asta a fost într-un fel sau altul visul american întâmplat așa. Mi-au ales lucrările ca să reprezinte Statele Unite la Quadrienala de Scenografie de la Praga. Iar în catalogul expoziției, printre cei 14 scenografi care să reprezinte Statele Unite, eu eram cu exchange visitor viza. Deci nici măcar cetățean. Adică nu poate... eram nici măcar, erau niște oameni care considerau produsul, nu cine ești. Spre deosebire de România, unde se consideră diplomele, nu cine ești, nu produsul, nu ce faci. E o țară a hârtiilor, țara noastră. Dar nu discutăm despre asta, că ar mai trebui foarte mult de discutat. Și ce s-a întâmplat? Deci între cei 14... Înaintea mea, Julie Taymor tocmai făcuse Lion King pe Broadway și era Julie Taymor, Nicu Laru și Robert Wilson. Deci eram între 2 nume și printre scenografii celebre ai Statelor Unite. Și lucrul ăsta mi-a dat un oarecare box office. Mai mult decât atât, colegul meu, care preda regie, este directorul artistic al unei companii de teatru celebre în Off-Broadway, în teatrul Off-Broadway, și cu care am început să lucrez în New York. La teatrul La Mama, unde am ajuns să scriu și să regizez spectacolele mele. Mi-am regizat 6 spectacole la Mama. Felicitări! Mulțumesc! Și deci lucrurile s-au întâmplat așa. Apropo de cartea de care spuneam, am scris o piesă despre viața lui Hieronymus Bosch, care este o personalitate artistică care m-a fascinat dintotdeauna. Un suprarealist al secolului XV. Cu niște figuri grotești, din câte extraordinar, deci care ieșit din zona, era atemporal, ieșit din zona respectivă,
Și m-a fascinat întotdeauna arta lui. Când eram puști, cum să spun, și l-am descoperit pe Salvador Dalí, am zis că, domne, suprarealism e extraordinar. Cu un an, doi mai târziu, descoperindu-l pe Bosch, am zis că cine e Dalí, practic, pentru că dacă la 1500... În fine, e mult anterior. Cum să spun, e și din timp. Și am făcut eu niște cercetări, eram în Hong Kong, artist in residence, și aveam relativ mult timp, cum ziceam, am avut timp să cercetez și am început să scriu. A durat cam 10 ani să adun, bine, ne lucrând zilnic sau asta, să adun. Am făcut un spectacol la Mama, după care Mănuțiu m-a invitat și l-am făcut la Teatrul Național din Cluj. Nu, pardon, l-am făcut la Teatrul Național din Iași, iar în timpul pandemiei am vrut să-l transform în scenariu de film. Pentru că se pretează la scenariul de film. Și am, după cam la jumătate, am realizat că n-am nicio șansă neavând un agent. Și atunci am zis, da, ce ar fi să scriu o carte? Și am transformat scenariul respectiv și piesa, am făcut foarte multă documentare și am scris o versiune a mea despre ce se întâmplă în capul lui Hieronymus Bosch. Și despre legat de fapte istorice și despre ce înseamnă condiția artistului. Și am trimis manuscrisul la 4 edituri, 6 luni de zile n-am primit nimic, am zis asta e. După care am primit de la una din editurile foarte bune din New York, care are la New York, la Cambridge, la Londra și la Sharjah în Emiratele Arabe, în sus, bordul nostru este foarte interesat, cartea are așa, are posibilitatea să se adreseze unei plaje largi de audiențe și am semnat contractul. Am semnat contractul tot așa, neavând un agent în condițiile lor, dar fericit că mi se publică cartea. Și la asta lucrez acum, la ultimile bibiluri în editare, în fine. Am făcut tot eu coperta. Na. Când trebuie să o predai? Ea este predată. Dar este un back and forth, cum să spun eu, că mai au și ei o corectură electronică. Îți dai seama că scriu în engleză. Și îți dai seama că sunt de 25 de ani în America, dar în momentul în care vorbesc cu oricine, după două fraze, sunt întrebat de unde sunt. Neavând talentul limbilor străine, am un accent, cum se spune, care este depistabil într-o țară în care sunt foarte multe accente și fiecare, și eu îi depistez pe aia din North Carolina sau pe aia cu accentul de New York sau cu accentul de Boston, iar ei pe mine. Dar al meu e aparte, că este evident neamerican. Nu, este un accent puternic, care, cum să spun eu, foarte mult ești din Germania sau din Polonia sau, mă rog. Poți să spui că ești din Copenhaga. De ce sunt, nu, când mă enervează câte unul, spun că sunt din Carolina de Sud. Păi da. Dar nu mi-e rușine deloc că sunt din România, nu fac parte din generațiile de italieni sau de greci care au vrut să uite că sunt italieni și greci, deși scria pe ei, cum să spun eu, de la imigrație și până acum sunt foarte mândri de că sunt, că aparțin unul. Eu am fost născut sub niște stele,
am destinul meu, mă întorc cu drag acasă, mă întorc cu drag în America după un oarecare timp acasă, pentru că lucrurile sunt schimbate, iar eu m-am dezvoltat într-un univers paralel cu țara noastră, cum să spun eu, nefiind incompatibile, dar sunt foarte multe lucruri care îmi sar în ochi foarte tare, de la limba română vorbită pe ecranele televizoarelor până la o Coca-Cola Civilization care este luată în ce are mai neplăcut. Dar, în fine. Dar sunt și probabil că mai curând sau mai târziu mă voi întoarce în România, chiar vremelnic sau de tot, nu știu. E locul meu. Da. Cartea e ficțiune, înțeleg, sau este și ușor, sau bate spre documentaristică? Cum să spun eu, nu bate spre. Partea minunată a fost că există foarte multe lucruri, foarte puține lucruri certe despre viața ăstuia. Se știe că a fost însurat cu o doamnă care avea bani, iar că el a putut să picteze ce a vrut el, fără să facă compromisuri și fără ce a pictat el și ce a vrut el să picteze, chiar dacă e plin uneori de obscenități sau de lucruri. M-a intrigat foarte mult pentru că se întâmplă într-o perioadă în care, spre exemplu, Inchiziția din Spania funcționa la plin. Culmea e că el, și în timpul vieții, dar mai ales după moarte, marii colecționari au fost Filip al II-lea al Spaniei, care găsești la Prado lucrările lui. Deci e o chestie, cum să spun, foarte ciudată. Și atunci am creat niște conflicte cu Inchiziția, cu niște lucruri care practic n-au existat și care se adeverez la sfârșit că sunt în capul lui. Nu, dar este foarte interesant. Și acum să-ți mai spun cum am apucat de scris, că dacă tot de la artistul vizual care s-a apucat să regizeze și să scrie. Dacă aș fi rămas în România, probabil că aș fi rămas scenograf pentru restul vieții. Deși am cochetat foarte mult cu regia, cel puțin în cap. În momentul în care am ajuns în America și am dat de un alt fel de teatru, mi-a fost dor de teatru în care am crescut. Și atunci am zis, dom'le, dacă nu mă... De ce să nu-mi creez teatru meu sau tipul meu? Deși am început să scriu pe ascuns. Culmea este că în 98 sau 99, marele romancier Kurt Vonnegut a venit la Smith College pentru că îi arsese apartamentul de la New York. Și stai să vezi! Stai să vezi că aici e partea minunată. Deci lucrurile, ce se întâmplă? Pot să spun că am fost extrem de norocos toată viața să întâlnesc oamenii pe care trebuia să-i întâlnesc. Întotdeauna mi-a fost dat acest lucru. Inclusiv pe tine te-am cunoscut, nu? Deci, trebuia să ne cunoaștem. Deci, vine Kurt Vonnegut la Smith College și ăștia, cum să spun eu, îl anunță cu numărul de telefon al biroului lui și dau telefon și spun,
Domnul Vonnegut, eu sunt un mare admirator, sunt din România, am citit toate cărțile, au fost publicate de o editură, chiar în timpul comunismului, editura Globus, care va publica așa și aș vrea să ne vedem, să vorbim, să nu știu ce. Și a spus, domnule, eu am 81 de ani și dacă m-aș întâlni cu toți admiratorii mei, n-aș mai avea timp să scriu un cuvânt. Deci îmi pare rău, nu sunt interesat. Să ne vedem. Dacă ai ceva scris, putem discuta, că de asta mă plătesc oamenii ăștia de aici. Dar pentru small talks, nu. Deci a fost foarte franc. Da, un om extraordinar. Un om extraordinar. Și atunci am zis, domne, și o fi. Aveam două manuscrise, scrisesem eu o piesă în care îmi pusesem toate frustrările, se chema Three Muses, cu trei muze bătrâne care locuiesc la New York, muza muzicii e surdă, de la Berlioz și așa mai departe. În fine, toată lumea e derutată cu ce se întâmplă cu noile arte, cu... În fine, și frustrarea mea de profesor, care ajung din artist, ajung profesor. Și în fine, am pus împreună un lucru pe care l-am introdus pe sub ușe într-o seară, în ușa biroului lui. Peste două săptămâni, am și acum înregistrat, peste două săptămâni primesc un mesaj pe telefonul meu de la birou. Hi Nick, this is Kurt. I read your script, let's meet. Și ne-am cunoscut și am început să discut, și am început să discutăm și ne-am împrietenit. Și el deci ne vedeam de două ori pe săptămână, timp de un semestru, ne-am văzut de două ori pe săptămână. Eu l-am ajutat, pentru că el era și grafician, l-am ajutat să-și panoteze și să-și facă o expoziție la o galerie din centru, și el m-a ajutat cu structura. Deci el m-a învățat structura. Și ne vedeam odată la el mă invita la... Era un restaurant sushi foarte bun în Northampton, în orașul în care era Smith College. Și eu îi făceam sărmăluțe, tocăniță, în apartamentul meu. Și discutam. Și la sfârșitul semestrului, la ultima întâlnire, mi-a zis, bine, am discutat, am făcut, așa. Ce-i de gând să faci cu chestia asta? Păi nu știu, că eu sunt artist vizual și că vezi că engleza mea e... de baltă, că na, era mult mai proastă, că eram în primii 3 ani în America. Și spune, asta cu engleză e ultimul lucru. E ultimul lucru, pentru că și un student poate să-ți opună în right phrasing sau asta, plus că sunt editori. Tu ai ceva de spus. Dacă n-ai de gând să-ți vezi piesa făcută sau publicată sau asta, oprește-te acum, că-ți pierzi timpul și fă ce crezi. Dar dacă ce am discutat noi până acum s-a dus în van, uită toate chestia asta, părerea mea este că ai ceva de spus și că trebuie spus. Că nu contează, vezi că și eu fac grafică. Nu contează ce ești. Povestim ceva, spunem ceva. Deci, spune. Și atunci am luat-o în serios, ceva mai în serios. Am început să scriu. Asta a fost chiar o rampă de lansare? Când ți-a vorbit așa, deja erai pe rampă de lansare la Cape Canaveral. Nu neapărat, era cum să spun eu, era un sfat de la un om pe care îl respectam
foarte mult și îl consideram, îl consider încă unul din cei mai mari prozatori ai secolului 20 a fost. Și, cum să spun eu, care nu mi-a spus, mă băiete, vezi de treabă, cum să mai scrii și în engleză, mai, cum să spun, eu țin-o pe a ta. Nu, omul ăsta și-a luat din timpul lui prețios, cred că era și extrem de fed up cu, pentru că colegiul ăsta era un colegiu de femei, colegiu Smith, și cu tot felul de copile care scriau mai mult sau mai puțin, care aveau mai mult sau mai puțin ceva de spus. Și atunci voia să discute cu cineva care era, venea și dintr-o zonă vizuală care îl interesa pe el. Că noi am discutat și despre artiștii vizuali care ne plac, despre asta. El făcea o grafică, avea o linie foarte frumoasă. În fine. Simplă, dar așa. Deci avea ce discuta și eram un om matur, cum să spun. Da, îi plăcea și mâncărica românească. Ei, cred că i-au plăcut sărmăluțele. Sărmăluțele, ciorbițe de perișoare, tot fel. Na, ce ne place nouă. Și cum să spun, deci a fost o întâlnire minunată și care mi-a, cum să spun, nu m-a descurajat, ba din contra. Și atunci am început să scriu. Marele succes. Mă rog, am scris o continuare la Livada de Vișini după Cehov, pe care am făcusem scenografia la vreo 8 spectacole la Mama. Și în fiecare an trăia Ellen Stewart, care l-a adus pe Andrei Șerban la teatru ei. Și Andrei Șerban a ajuns Andrei Șerban la teatru la Mama. L-a recrutat în București, la o vizită în București, i-a văzut spectacolele, l-a adus, pe urmă i-a făcut legătura cu Peter Brook și, în fine, Andrei Șerban a făcut la vremea respectivă niște lucruri minunate la New York, care au revoluționat într-un fel sau altul. Iar eu, lucrând, îi tot spuneam că am un proiect, și a zis, nu. Și la un moment dat a zis, bine mă, ce proiect ai? Păi zic, uite, am scris o continuare la Livada de Vișin după Cehov. Deci tu ai scris după Cehov. Da. E suficient de nebun, când vrei spațiu. Păi să-ți dau manuscrisul. Nu. It's crazy enough. Și mi-a dat 2 săptămâni la First Floor, că iau trei spații. Și a doua zi după, deci am avut la primul spectacol, am avut vreo 50 de persoane în sală, dintr-o sută de locuri. Dar printre cei 50 erau criticii de la Variety și de la New York Times. A doua zi au apărut niște cronici foarte bune și în New York Times și în Variety. Poți să le vezi că sunt online. Dacă pui ceri orice ar sequel și numele meu, apar. New York Times spune că e sparkling surprise, Variety zice, când intri în sală ai impresia că ularul se luptă cu morile de vânt și când ieși din sală a doborât una. În fine, era rețeta să-ți rup gâtul scriind după Cehov, o continuare, în fine. Dar, în fine, și asta a contribuit într-un fel sau altul la... Pornă, am publicat cartea în România, în traducere și în asta, am făcut piesa la Măniuțiu, la Național. Tot încerc să o pun la Național, la București, dar se schimbă direcțiile mai nou și în fine. Și
Da, cam așa și cei de la New York Times au ales-o printre Theater Critic Speak. Deci au ales printre 14, cele 14 spectacole din cele 500 recomandate de New York Times, care se întâmplau în New York la vremea respectivă. Asta se întâmpla în 2008. Și după aia mai făcut tot felul de alte piese acolo. Na. Urmează, firesc, atunci, după ce ți apare cartea, să-ți apară și agentul, să găsești un agent cu care să poți să urci pe. Este extrem de dificil. Sunt agenții din America sunt sufocați, efectiv, pentru că se întâmplă foarte mult. Spre exemplu, am scris un pilot și trei episoade pentru un serial de televiziune care se cheamă Adoption. Și care, cum să spun eu, ca gând și compoziție, este, după mine și după cine a citit, este foarte interesant, pentru că sunt viețile, este o firmă de avocatură mică în South Carolina, care se dezvoltă și ajung și prin România cu adopțiile și cu asta. Și este relația între copiii adoptați și părinți, diverse cazuri, în fiecare episod se întâmplă câte ceva. În fine, e un lucru, cum să spun, este foarte greu să găsește. Am încercat să-l trimit la HBO, la Netflix, la toate astea. Este imposibil. Practic este imposibil. Sunt tot felul de filtre, îți trebuie un agent persuasiv care să-l pună pe masă, pentru că toată lumea scrie. Pentru că piața este invadată de seriale, spre exemplu, de seriale de televiziune minunate. Nu știu dacă sunt foarte bune și se fac foarte repede. Deci numai că trebuie să ajunge acolo. Bănuiesc că până la sfârșitul zilelor voi avea șansa, într-un fel sau altul, dacă am ceva de spus, să spun în asta. Numai că este foarte greu. Nu este un spațiu în care să accezi ușor dacă nu cunoști pe cineva care cunoaște pe cineva care cunoaște pe altcineva. Competiția este acerbă, este uriașă, sunt foarte multe lucruri bine scrise care stau în sertare. Sunt filme care au fost de top și care au stat în sertare. Cum să spun eu? S-au respins de 14-15 ori înainte să fie produse odată. Deci e o loterie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să procedezi și Încerci. să încerci să fii în viață. Da. Eu am o bănuială că sunt mai mulți artiști din toate domeniile foarte buni, nedescoperiți decât cei descoperiți. De exemplu, și care poate au norocul postum să fie descoperiți, cum a fost Van Gogh, de exemplu, un simplu caz. A fost Van Gogh, dar acum a fost Vermeer. Da. Deci Vermeer, care este unul din cei mai... N-auzei decât de ăștia care erau comerciali. Nu de... Ai auzit de ăștia care erau comerciali, nu de Van Gogh. Acum orice studiu al lui Van Gogh, care nu tot ce a creat Van Gogh este extraordinar, este vândut la că e Van Gogh. Deci Care, da. e o piață absolut subiectivă. Din nefericire, vezi tu, am fost invitat într-un panel la o conferință despre tehnologie și artă și educație în Shanghai, înainte de pandemie.
chiar în 2019. Se întâmpla pandemia, deci era noiembrie, pandemia se întâmpla, eu eram în Shanghai și ea se întâmpla în Wuhan. Și a dus ceva în America de acolo? Nu. Culmea e alta. Eu nu știu cum se face că erau trenuri rapide, toate chestiile. Nu s-a întâmplat nimic nici în Shanghai, nici în așa. În schimb, s-a întâmplat în Italia, care era la nu știu cât ciudat. Da. În fine. Dar printre invitații de onoare, VIP-ul respectivei conferințe, era CEO de la Alibaba. Alibaba este Amazonul Chinei, care vinde de la șireturi până la face emisiuni de televiziune, filme și așa mai departe. Deci este un mare concern. Ăsta era CEO-ul care se ocupa de producția de filme, televiziune și așa mai departe. Și care vorbea foarte mândru despre cum folosesc ei tehnologia și algoritmii și toate lucrurile. Și spune nonșalant și mândru de sine că toate filmele pe care le produc sunt bazate pe algoritm. Deci, funcție de ce vrea publicul, ei aleg regizorul, aleg subiectul scenariului, aleg scenaristul, aleg actorii, tot, regizorul, tot. Da? Și că asta se întâmplă în toate astea și nu știu ce. Și are cineva întrebări și zic, eu am o întrebare care mi-a atras ura organizatorilor. Dar simpatia a 90% din ce era în sală. Am întrebat, păi, dacă lumea s-ar fi luat după algoritmi, noi nu am fi avut impresionism niciodată. Pentru că gustul publicului era academismul. Sigur. Noi nu am fi avut niciun curent artistic, literar, sau pentru că marea masă a populației vrea să fie entertain, nu vrea să fie challenge și nu vrea să fie. Deci lucrurile astea denotă că arta în general și filmul și chiar televiziunea este o artă. Atunci când vorbim de seriale, de povești spuse, care să depășească gustul publicului. Algoritmii voștri nu fac decât să aducă gustul publicului la gustul lui. Și nu să nu trage publicul către artă. Ăla s-a uitat, a tăcut din gură, un chinez din panelul respectiv a vorbit un sfert de oră, n-a înțeles nimeni nimic din ce a spus, pentru că nu știa cum să... Deci a vorbit pe lângă subiect total, așa. După chestia asta am fost luat așa de după umeri și de un nenea care a organizat toată chestia și care m-a invitat și mi-a zis, zice, fii mai puțin vehement cu chestiile astea, că asta este, noi trebuie să arătăm binefacerile tehnologiei, nu ce are rău tehnologia în ea. Și i-am zis, da, dar eu totuși cred foarte tare în ce spun, nu știu ce. Iar ceilalți, așa, toată lumea a zis, bravo, foarte bine, e adevărat, nu știu ce. Culmea este că, am zis, gata, am fost trecut. Culmea este că la următoarea conferință m-au trecut chair of the panel pentru o altă chestie, tehnologie și educație. Deci nu s-au supărat pentru că au înțeles.
Numai că nu vreau să-l, probabil, să-l supere pe Alibaba în toată chestia asta. Dar cam asta se întâmplă și din nefericire, totul este dincolo de calitățile și de serialele și filmele și lucrurile care se produc pentru marea masă a populației, sunt bazate pe algoritmi. Disney își produce filmele bazate pe algoritmi și foarte, foarte, foarte multe seriale de televiziune sunt controlate. Știu asta din, spre exemplu, fica mea, care este actriță, a jucat într-un de curând într-un serial de televiziune care s-a produs în Spania, iar cred că Netflix-ul a schimbat după două episoade, a schimbat și regizorul și DOP-ul. Pentru că nu erau în zona, cum să spun eu, erau prea artistici. Erau spre consumerism. Deci trebuiau lucrurile făcute către gustul publicului și au trebuit să refilmeze. Deci două episoade s-au dus pe apa sâmbetii. Nu a contat nici, nu dau nici nume, nici asta, nici asta, dar două episoade au fost refilmate. Pentru că nu erau pe gustul a ceea ce își imaginează. Culmea este alta și am descoperit-o în munca mea și în producătorii în general au senzația, din motive obscure, că publicul e stupid. Și că publicului trebuie să-i dai ceea ce crezi tu că vrea publicul. Ori ai foarte multe surprize în care, spre exemplu, că am vorbit de Julie Taymor. Julie Taymor, când a făcut Lion King pe Broadway, femeia asta făcuse ceva film și făcuse puppetry și tot felul de chestii. Ce a făcut ea acolo era total împotriva gustului Broadway. Iată că se joacă de 25 de ani. Plin. De 25 de ani. Este total diferit de tot. Au trebuit, s-au luptat. Am citit de curând, că au aniversat. Am citit despre facerea acestui spectacol, despre tot ce au... Au avut un nebun de producător de la Disney care a spus: da, domnule, hai să facem o chestie din asta. Păi da, dar nu e... Hai să facem, să vedem ce se întâmplă. Și au făcut-o și iată, a schimbat fața, cum să spun eu, Broadway-ului, în care te duci și vezi și nu știu ce vezi, scratch și songs și... Hamilton la fel, deci sunt, publicul nu este stupid, publicul este, îi dai un lucru de calitate, îl ia. Indiferent de, prima oară când am fost în America, am fost la o conferință la Las Vegas, în care ne-au dus la un spectacol de tip Broadway, cu... de-astea rockets și cu spectaculoase, cu Titanic-ul care se se scufundă, cu prostii erau nelegate, numere lângă numere, se chema Jubilee, în fine. La care lumea ăla care se duce la Las Vegas să bea bere și să tragă de manete, să-i cadă cireșe,
coins, au căscat, au plecat acasă și ne-au dus la un spectacol Cirque du Soleil, la care același public a rămas în scaun după spectacol încă vreo 20 de minute. Pentru că era atât de frumos și de bine făcut. Pentru că avea atâtea layer-uri în el. Era, spectacolul se chema Mister. Pentru un ochi exersat, spre exemplu, erau doi jongleri care jonglau cu niște bile fosforescente călare pe alte pe o semisferă de lumini de nu știu ce. În spate erau niște arlechini care și ei erau făceau echilibristică pe niște sfere, pe niște bile, da? Pentru mine, eu i-am descoperit, erau din perioada albastră și roz a lui Picasso, arlechinii lui Picasso. Pentru ăla needucat vizual, era un fundal foarte frumos în spate. Muzica aleasă era muzică etno, în general, prelucrată, în care și arabul spectator, și este europeanul spectator, și indianul spectator, toată lumea se regăsea într-un fel sau altul în lume. Era făcut minunat, cu toată știința spectacolului, spectaculos, dar în același timp îți spunea ceva, îți transmitea o emoție, același public. Același public care cu o seară înainte a căscat, s-a dus să joace, aici a rămas în scaun. Deci cam așa se întâmplă. Din nefericire, încă o dată, sunt tot felul de filtre și sunt foarte mulți, foarte mulți artiști, mai mult sau mai puțin anonim, care își valorifică cu greu ceea ce au de spus și pe care îi descoperă istoria după nu știu cât timp. Van Gogh a vândut două tablouri în toată viața lui, le-a vândut fratii supă nimic, da? Iar acum este cu ce-i servește asta lui Van Gogh? Nu știu. Da. Servește umanității. Da. Da, adică nu știu dacă ducându-te înapoi în timp să trăiești cu el, să-i zici, uite, vei fi celebru. Te mulțumești numai cu atât sau tu vrei și în viața asta să trăiești bine și să nu mai fi nevoit să te automutilezi din cauza că n-ai una alta? Ce preferi? Ce ar prefera? Asta e problema foarte, foarte acută și exact lucrul ăsta va fi regăsit în cartea pe care am scris-o eu. În care, cum să spun eu, este ce vrei să faci? Pentru că Hieronymus are un frate, el provenea dintr-o familie de pictori. Și l-am făcut pe ăla să fie realist și pe ăsta suprarealist. Și ăsta îi spune, păi, tu degeaba pictezi ultimul fir de păr din barba, așa. În ochii subiectului tău trebuie să văd viață dincolo de lucrurile. Trebuie să spui ceva. Nu reproduci o imagine. Nu, da, zice ăla, dar eu trebuie să pun o pâine pe masă, că am 5 copii, că așa. Ăsta spune, da, atunci de ce? De ce nu înțelegi? De ce am eu succes și tu n-ai? Păi eu am succes pentru că sunt liber, tu nu ești liber. Deci cam asta e condiția artistului. Asta a fost și în vremea lui Ceaușescu, asta a fost și în vremea aia care au avut legături cu și făceau portretele, aveau tot felul de aia care și-au văzut de treabă. A fost un curent așa mai mult sau mai puțin underground. S-a întâmplat de-a lungul istoriei, s-a întâmplat și cu nenea Mozart și cu oricine. Mozart era un geniu, iar la curțile mari erau compozitori mai mult sau mai puțin care erau agreați de brown nosing, de power, da? Deci
lucrurile se întâmplă și se vor întâmpla dintotdeauna. Întotdeauna va fi un reality TV care se adresează un anumit segment de spectatori care vor, cum să spun eu, muci limfă pe ecran. Na. Da. Dar bârfe și cancanuri. Cancanuri, bârfe, deci toate lucrurile astea. Iar televiziunea din România se pare că excelează în lucrurile astea. Mai nou. De asta spun că sunt pe de trei față de ce se întâmplă aici. Și, cum să spun eu, te deranjează într-un fel sau altul să vezi instituții care ar trebui într-un fel sau altul, prin estetică, prin limbaj, prin asta, să lumineze într-un fel sau altul spectatorii, nu să-i ducă și mai jos. Exact. Apropo de România, de români, se întâmplă ca tu să fii avut sau să ai colegi sau studenți români? Vreau să spun că sunt din nefericire sunt destui români care au succes în America, de care oamenii din România n-au auzit. Păi la fel și despre tine, nu știu cât de mult se știe în România. Cum să spun, dacă iau numai teatru, dacă iau zona mea, spre exemplu, ce se știe în România este Andrei Șerban și Liviu Ciulei. Și asta pentru că se întâmpla înainte de... Și Lucian Pintilie, care făcuse, mă rog, la Paris și așa mai departe. Tu ai auzit de Marina Drăghici? N-ai auzit. Nu. Ei bine, Marina Drăghici, fostă colegă de-a mea, mai mică, care a plecat în America, care a, deci a făcut un an sau doi de facultate în România, a plecat în America și a continuat studiile la Yale School of Drama, a luat Obie Award, a fost nominalizată pentru Tony Award, este, cum să spun eu, este foarte cunoscută scenografă de teatru în Statele Unite. N-a auzit nimeni de ea în România. A lucrat pe Broadway, a lucrat cu Bill T. Jones, a lucrat un spectacol extraordinar care se cheamă Fela, care a fost în regim off-Broadway și după aia pe Broadway. Există Daniela Codarcea, care a făcut filme în România și teatru, scenografă care lucrează la Raf Lorin, este mare directoare de concept și de asta. Există, cum să spun, există multă lume. Există multă lume care a făcut carieră. Dar România nu vorbește despre ei. În România se vorbește despre, nu știu, Cruduța sau mai știu cine, sau niște tiribombe de tot felul de vedete de astea care au fost două săptămâni la nu știu unde și vin și ne explică ce se întâmplă în America. Le știu pe toate în două săptămâni. Există, deci este o prăpastie de informație și de eu când am luat premiul OBI, a scris Uniteru, a scris trei rânduri. Unde? În revista lor? Nu, au dat o publicație de presă, o chestie de presă, mă rog, am dat interviuri în vreo și cu asta basta. Am făcut o piesă la Național la Cluj. Nu au fost bani să aducă critici, dar a ieșit bine și Mănuciu a spus la primul festival o trimit. Primul festival s-a întâmplat de la Festivalul Internațional de Teatru de la Belgrad, Slavia se cheamă, unde am luat marele premiu. Extraordinar. În România... Scuză-mă, festival...
European sau internațional? Internațional, din 700 de spectacole pe care au trimis și nu știu ce, au ales un număr de 7 sau 10, nu mai țin minte, din cele mai bune, și spectacolul meu a luat marele premiu. Extraordinar. Bun. Extraordinar. Știi ce s-a... au fost deci niște critici care pe Facebook la chestia asta au scris FW what the fuck? Adică cine e ăsta? Adică ce... Înțelegi? Este nu vreau să generalizez, dar este o ignoranță a ceea ce se întâmplă în pe partea ilaltă sau chiar și în Europa sau și în asta, din foarte multe puncte de vedere. Am văzut spectacole cu scenografii furate motamo. Am văzut tot felul de lucruri. Nu există o informare. Nu există o deschidere să, domne, să știi ce se întâmplă în alt. Sunt profesori universitari români, celebri, de la Mircea Eliade, care a fost profesor la Chicago de așa până. Deci auzi mai puțin de Mircea Eliade, că a fost profesor la o universitate din și a făcut. Auzi de el că ca romancier, ca istoria religiilor sau nu știu ce, dar cum să spun eu, sunt foarte mulți care fac. A fost Andrei Belgrader, spre exemplu, de care sunt sigur că n-ai auzit. E din seria lui Dan Micu, din seria regizorilor de teatru, care a plecat și care a avut studenți, o serie de studenți care sunt mari actori și care l-au luat în filmele lor sau a murit săracul acum nu știu cât timp. Nu. Nicky Volz, care a fost deci la Columbia University, care l-a asistat pe Andrei Șerban, un regizor extraordinar și un om minunat. Sunt foarte mulți de care lumea nu știe și nici nu vrea să știe, pentru că măruță e mai important, nu știu cine. Când eu îmi iau priza de trivialitate, mă uit la România, când ajung în România, mă uit obsesiv să vedem unde am ajuns, mă uit la televizor, să văd și eu starea națiunii. Cum funcționează această imbecilizare în masă, de fapt? Este o imbecilizare în masă, cred că pare programată, sincer. Pare programată, iar este, cum să spun, nu știu, în timpul comunismului măcelarii erau foarte importanți. Da, pentru că nu se găsea. Sau... Acum, importanți nu sunt oamenii de cultură. Deci nu sunt Patapievici, poate să fie scuipat pe stradă. Da? Pentru că din rațiuni politice sau din nu știu ce. Deci să fii intelectual sau să fii artist, dacă nu ești de un anumit tip, dacă nu intri într-un comercialism ieftin, dacă nu faci șușe, dacă nu n-ai cum să te apropii de marea masă. Și e greu, dar există și fără chestia asta. Deci cum este să fii desemnat de Institutul de Tehnologie Teatrală al Statelor Unite, să fii curatorul și designerul expoziției americane de la Praga din 2007, adică eu românul, deci să alegi ce mai bun în ultimii 4 ani din Off-Broadway, teatre regionale, tot, da? Deci să fii desemnat, să fii, eu am primit comisia acestei chestii, eu românul, că, na, între timp ajunsesem american, dar cum să spun? Să faci chestia asta,
și în țara ta, să vezi cum sunt cavaleri de premiați de președinți cu ordine și cu toate chestiile astea, să-ți vezi colegi care sau oameni care n-au făcut mai nimic în viața lor. Au stat la un teatru în provincie sau la o chestie din asta, dar sunt, cum e? Dacă, de exemplu, să cer niște fonduri la ICR și să nu obții nimic dacă nu ești de-al găștii. Păi, cum să spun eu, cât a fost la ICR, spre exemplu, eu am conlucrat cu, când a fost Corina Șuteu, am făcut o expoziție care, o expoziție Dada, am făcut cu studenții mei la Institutul Cultural Român din New York, care era adiacentă la expoziția Dada de la MoMA din New York, pentru că toți artiștii noștri români de la Tristan Țara și nu știu ce, România nu exista acolo. Și atunci Corina Șuteu a spus, domne, hai să facem împreună cu Institutul Cultural Elvețian. Deci am făcut o expoziție care să contrabalanceze toate chestiile. Tot ce era omis acolo. La vremea respectivă, filmul românesc și nou val al filmului românesc și așa mai departe, se scria în New York Times cum nu s-a scris niciodată. Și iată a venit toată povestea politică, culmea este că în scandalul poneiului Rozi eu am fost la vernisaj. Eu am fost la vernisaj. Era un ponei atât cu o svastică pe el. Așa. Au adus poliția, securiștii din... A fost un scandal imens pentru că trebuiau dați la o parte politic. De atunci cultura română a încetat să existe, pentru că și-a pus Dragnea pe nu știu cine de la, nu știu, sunt niște sinecure politice care se întâmplă, sunt tot felul de lucruri. Sunt foarte puțini oameni care au ce căuta acolo, dar care sunt copleșiți de comanda politică. Probabil cedează în timp, dacă au avut ceva. Nu, dar sunt aceiași oameni care sunt invitați tot timpul, peste tot. Nu știu ce se întâmplă, dar în orice caz, diaspora artistică sau diaspora academică sau așa, sunt total ignorate. Sunt total ignorate. De și îl înțelegi și pe Caragiale, care s-a dus să moară la Berlin. Îi înțelegi pe ăștia care s-au sastisit de miticismul nostru. De care ne e dor. Metehnele astea rele se păstrează, zic. Se păstrează și nu trebuie. Dar e o chestie universală, că nu ești considerat în satul tău, cum să spun, da. Niciodată. E destul de penibil, dar e o meteahnă umană asta care... deci degeaba, cum să spun, nu vreau nici medalii, nu vreau nici... nu, bă, dar chiar, cum să spun eu, ai niște realizări. Deci ești recunoscut. Cum e să fii recunoscut de o instituție care reprezintă scenografia în Statele Unite, care îți dă pe mână să adun tu ce crezi tu că e mai bun și să-i reprezinți internațional? Și în România să vezi un what the fuck pe Facebook, că cine mai e și ăsta? Sau cum mi-a scris una, am făcut o piesă și mi-a scris, toate încep,
scenograful român. Deci eu fac regia unei piese și totul începe cu scenograful român. Problema nu mă deranjează, că sunt scenograf. Problema este că tu nu discuți produsul așa cum e normal, așa cum l-au făcut americanii, așa cum l-au făcut toți. Nimeni nu te întreabă acolo, băi, ce diplomă ai? Pe mine m-au angajat la Smith College și după 2 luni de zile mi-au cerut dacă am o diplomă sau o chestie, după ce m-au angajat. În România acum toată lumea e doctor. Da. Toți sunt doctori, toți sunt... Este o țară în care trebuie să fie acoperit cu hârtii. În care citești CV-uri sau asta, în care zice... Este master în economie. A luat 2 săptămâni o clasă și este master în economie în 2 săptămâni. Tot felul de aberații sau de lucruri de astea care, domne, merg, funcționează. Și e penibil și problema e că nu văd malul. Nu văd când vom... când ne vom depăși tarele astea, care sunt comunistoide, astea cu, domne, ai diplomă de actor? Te-a pus să faci și regie acum? Sau îți mai faci și scenografie? Cum să spun? Sau trebuie să faci ceea ce scrie în diplomă? Singurii care și-au depășit condiția au fost inginerii, prietenii mei de la Divertis, care ingineri fiind, sunt considerați artiști, pentru că au avut popularitate sau așa, dar ei sunt ingineri. Dar nimeni nu le-a zis inginerii ăștia. Mie îmi zice totdeauna, scenograful ăsta s-a apucat să facă și... Na. Da, trebuie să găsească ceva pe orativ. Kurt Vonnegut mă încurajează neacutare de nu știu unde, zice că de la Iași, zice că da, să fie sănătos. Da. Ai fi căzut poate într-o stare depresivă dacă n-ai fi avut plusurile astea care sunt Vonnegut și sunt toate reușitele tale. Așa că bănuiesc că toate micile astea bombardamente din cealaltă parte nu ți vor crea nici când depresii. Dar nu mi-au creat depresii nici când am fost în România. Deci, cred că marea, nu știință neapărat, dar cred că maturitatea artistică îți vine în momentul în care ești grounded. În momentul în care știi că, cum să spun eu, nici cronicile, nici premiile, nici nu te fac artist. Ești artist dacă ești artist, cum să spun eu, indiferent de val, indiferent de... nu te dai după ce se poartă, nu te dai după premii, nu te dai după recunoștință, recunoaștere și așa mai departe. Ești tu, ai ceva de spus, spui... Mergi calea. E calea mea. Cum să spun, atâta timp cât ceea ce fac mă face fericit, mă doare în cot de recunoașterea tuturor. Eu încerc să, nu depresia, nu, cum să spun, frustrarea vine în momentul în care nu ești lăsat să arăți, pentru că sunt filtre stupide. Aici este toată povestea. Da. Cum să spun eu, dacă va fi cazul, lucrurile se arată, dacă nu, nu, asta este. Eu încerc să fiu fericit cu ceea ce fac zilnic. Am creat câteva generații de studenți care, cărora le-am influențat viața, în bine sper. Și, cum să spun eu, este... Și asta cu educația, cu profesoratul, are un dublu tăiș, e o sabie cu un dublu tăiș, pentru că îți ia foarte mult
foarte multă energie și timp, dar în același timp te încarcă. Pentru că fiind între tineri, te simți tânăr. Da, eu am 69 de anișori, am împlinit în noiembrie, mersi, dar pe dinăuntru mă simt conectat cu ei, mă simt conectat cu frustrările lor, cu văd prin ceea ce văd ce se întâmplă de jur împrejur prin ochii lor. Și ce se întâmplă de jur împrejur prin ochii lor este relativ pesimist. Nu mai spun că nivelul de educație în America, de când am venit și până acum, în cei 25 de ani, a scăzut extraordinar de tare. Așa cum a scăzut peste tot. Tocmai pentru că din cauza consumerismului, din cauza, cum să spun eu, sistemul ăsta informațional care ar trebui să funcționeze minunat pentru cu părțile lui minunate, are foarte multe dezavantaje. Oamenii nu mai citesc cărți, citesc sinopsisuri ale cărților, nu mai văd filme, văd reels, nu mai văd, sunt lucruri care sunt condensate în pilule și le scapă esențialul. Cum este să ai studenți americani care n-au auzit de Charlie Chaplin și sunt într-o zonă de studiu, cum să spun eu, artistică. Cum e? E speechless. Da? Pot să spun că România nu este departe. Nu este departe. Spuneai de timp liber înainte și bănuiesc că ți-a mult timp profesoratul, scrisul, creația de scenografie la piese, regizatul, dar în timpul liber care îți mai rămâne, ce faci pentru tine ca relaxare, ca hobby? Ca hobby încerc din când în când să mai fac pictură. Dar este un lucru foarte greu, pentru că este ca și cum ai cânta la vioară după nu știu câți ani. Deci este un exercițiu zilnic. Orice pianist, orice pictor, orice, nu poți, chiar dacă ai talent și dacă nu-l David Hockney, marele pictor, spunea despre un fashion designer, spunea, da, e un băiat talentat, dar nu lucrează. Deci nu lucrează zilnic. Trebuie să lucrezi zilnic pentru ceva. Ca să pretinzi că scrii, când scrii sau când trebuie ca lucrul ăsta să-l faci zilnic. Hobby-ul este o chestie amatorească. Da? E un lucru pe care îl mai faci așa din când în când. Pot să spun că sunt pescar profesionist într-un fel sau altul, pentru că când am timp, culme e că nefiind un tip foarte calm și așezat, pentru că sunt tot timpul una, orice body of water mă calmează. Și de apă sau de ocean? De ocean în general, de orice, apă să fie, cum să spun eu, mă, cred că într-o viață anterioară oi fi fost delfin, nu știu, dar este mediul care mă limpezește. Și gândurile bune și cum? Peștii mănânci sau îi eliberezi? Nu cred în pescuitul sportiv. Deci nu n-am nicio plăcere să rănesc un pește
și să-i dau drumul în apă. Îl mănânc cu multă plăcere. Îi dau drumul în apă dacă este mic săracul. Dar n-am nicio plăcere să... E ca și cum cineva mă ia pe mine de buză, se uită la mine și mă aruncă înapoi. Sau își face o poză cu mine. Deci, cred sincer, asta e o chestie lipovenească. Ții minte că am făcut un film când era pizza interzis să facă filme după Faleze de Nisip. Am făcut un film documentar cu el, România te invită, nu știu, chestia, și am fost în Delta. Și am vorbit cu un pescar acolo, cu un lipovean, și lipoveanul mi-a spus, nu-ți bate joc de pești, pentru că nu-i mai prinzi altă dată. Nu-ți bate. Deci, peștele pe care nu-l mănânci, nu-ți bate joc de el, nu-l omorâ. Lucru care este extrem de ecologic, este extrem de, e o chestie de bun simț transformată la ei în religie. Deci toate lucrurile astea, nu, n-am plăcerea să, cum să spun eu, nu, așa cum n-aș putea niciodată să împușc un animal. Cu peștii e o chestie că nu știi ce-ți vine, niciodată e un... Dar cred că nu neapărat pescuitul în sine, ci apropierea de apă mă atrage și, cum să spun eu, mă limpezește și la gânduri și la... Da, de asta, acum, spre exemplu, am fost ieri, am prins un snooker, se cheamă, este un pește, am prins un pește de 30 de inci. Mare. Deci aproape un metru. Da, deci mare. M-am luptat cu el, m-am nu știu ce, dar... Am fost extrem de frustrat pentru că nu este sezonul lor și i-am dat drumul. Da? Era keeper. Puteam să-l țin dacă era sezon. Da? Se prind foarte greu dimensiunile astea mari. S-a întâmplat alaltări. Ieri m-am dus acolo și am mai prins încă trei mai mici pe care le-am dat drumul. Iar astăzi m-am hotărât că nu mai pescuiesc. Pentru că n-are sens să chinui bietele așa. Pentru că alți pești în zona respectivă nu sunt, pe care să-i poți să-i păstrezi. Și de ce să-i da. Să le rup buzele aiurea? Le scot din apă ca să le dau drum. Aligatori sunt acolo pe la tine? Sunt de toate. Sunt, e Florida. Sunt și pitoni în anumite zone. Acum am văzut la televizor și chiar am vorbit cu un polițist ieri când pescuiam, este un red tide. Asta e o chestie foarte nasoală care omoară pești și aduce un aer foarte neplăcut și peștii la mal care put și nu știu ce, o zonă a Floridei, se întâmplă din când în când. Nu știu, e o chestie care vine din străfundurile Atlanticului și care este poisonous și așa. Și da, vorbeam și cu polițistul ieri și arăta și la televizor. Da, e o chestie nasoală care se întâmplă, dar probabil că în 2-3 zile se va termina. Din fericire nu e în zona în care sunt eu. Dar e un întreg county aici care e afectat de asta. Cu oameni care au venit să stea la plajă și nu pot să stea la plajă pentru că nu pot să facă baie și nu pot să stea pentru că e un miros foarte neplăcut. Dar, da, cam asta e viața mea. Probabil că am să încetez cu profesoratul și să ies la pensie, dar probabil că în ianuarie în 2023 și să-mi văd de ale mele. M-am cam plictisit, sincer să fiu. Deși nu este extrem de stresant, îmi face mare plăcere să predau, dar politica a ajuns să fie mai importantă decât educația, din păcate.
intri în politică. Nu, este o politică universitară de, cum să spun eu, de... Într-un fel este binevenită, dar este în exces. De la mișcarea Me Too până la... trebuie să fii foarte atent ce vorbești, trebuie să fii foarte atent, să nu rănești cumva, cum să spun, ori în zona de artă, lucrurile trebuie analizate, trebuie spuse, trebuie, cum să spun eu, trebuie să ai un limbaj dir. Cum? Trebuie să se aplice altă măsură în artă, clar. Da, e greu de aplicat în momentul în care s-au exacerbat niște sensibilități până la absurd. Deci până la absurd e cum să spun, și nu poți să faci o analogie, nu știu, la orice piesă de Shakespeare sau să faci o analogie cu o situație contemporană și să spui în situația contemporană care sunt problemele sau care sunt astea, să fii foarte atent să nu care cumva să ai o chestie care e rasială, care e anti-gay, care e, cum să spun eu, neavând în cap așa ceva, sau dar lucrurile sunt extrem de interpretabile și ușor de interpretat la modul aberant uneori. Am un copil aici mic care mă trage în spate. Care s-a plictisit. Hai că am vorbit... Era sus, da, coborâi și tot mă trage acum de tricou. Are 6 ani și ori, petița mea. Să străiască, Doamne ajută. Salut! Say hi! Hi! Okay, now we're going to speak just a little bit. Da. Ea vorbește numai engleză, dar română înțelege. Da. Înțeleg că pe undeva, cam tot ce spune Andrei Șerban că a pățit la Columbia acolo este... Este exact ce se întâmplă. Exact ce se întâmplă. Este exact ce se întâmplă. Deci eu pot să-ți dau... Deci în momentul în care ești în fața... În momentul în care ți se spune că ești în fața unui ascensor cu o studentă, este mai bine să aștepți următorul ascensor sau să te duci pe scări. Da. Pentru că poate să iasă de acolo și să spună că ai abuzat-o într-un fel sau altul și n-ai cum să probezi. Da. Deci, mai mult decât atât, am avut în fine, poate că n-ar trebui să discut despre asta. Spre exemplu, după... Acum un an sau doi, am fost educați white supremacists de către un departament al universității, care am fost acuzați că departamentul este foarte alb. Da. Și eu am întrebat, și cum să facem? Cum să facem? Pentru conversați un pic. Să-i iei după stradă, dacă nu sunt interesați să vină, eu sunt șeful programului de master. Deci este foarte greu de... Be quiet, please. Scuză-mă. Da. Este foarte greu de... de recrutat studenții, pentru că, spre exemplu, într-un grup de 80 de studenți, poate sunt 3, maximum 4 African-American students. Cum să-i recrutez dacă ei nu sunt interesați să fie mai mulți?
Da. Eu sunt în competiție cu universități care dau mult mai mulți bani ca assistantship și ca așa. Deci cum să recrutezi? Cum să recrutezi profesori care tot așa. Deci numărul este foarte mic în zona noastră. La muzică, la dans, la un avocatură sau la asta, mult mai mulți candidați, dar la teatru noi nu avem program de film. În programele de film sunt foarte mulți. Nu avem cum așa. E, și să ți se spună că este, avem o tentă de white supremacist și nu știu ce, la care am spus clar și am ieșit din conversație. Am spus, uite ce se întâmplă. Eu sunt venit în țara asta de 20 și ceva de ani, n-am strămoși care au avut sclavi, nu sunt rasist de nicio formă, nu cred că termenul de white supremacist se aplică sau că trebuie să mă simt vinovat pentru că sunt alb și că m-am născut așa, și că cred că sunt foarte multe nuanțe. Când spui white supremacist, vorbești de extremism. Ori nu cred că este nimic extremist nici în departament, nici în atitudinea mea, nici în atitudinea colegilor mei. Deci eu refuz să mai fac parte din acest curs. Da. Ai avut un discurs foarte corect și tranșant. Pentru că acum este o generalizare sau o, cum să spun eu, un într-un fel sau altul este, adică trebuie să te simți vinovat într-un fel sau altul, că ești cine ce ești, cel care ești. Păi, da. N-am nicio vină. Sigur. Eu sunt color blind în chestia asta. Nu mă interesează nici că ești așa, nici că ești. Nu sunt, ești om. Dar nu vii tu să mă acuzi că n-am eu studenți African Americans dacă n-am de unde să iau, dacă nu sunt interesat să vină. Exact. În România e aceeași situație, știi că sunt locuri la facultăți pentru studenții romi. Da. Libere, fără examen. Da. Și se duc. Deci, prea mulți romi, dacă s-ar întâmpla să devină și România, la un moment dat, povestea asta viabilă, nu sunt foarte mulți amatori. Păi, și despre asta este vorba. Deci este ca și cum în România vine cineva și te trage de urechi că n-ai studenți romi. Da. Și tu spui, păi, domne, mai mult decât să am locuri libere, mai mult decât să le dau assistantships, mai mult decât să-mi dau, ce pot să fac? Mai ales că este un domeniu în care îți mai trebuie și talent. Nu e geografie la care ești pus să buchisești sau să asta, dar aici îți mai trebuie și talent. Exact. Îți mai trebuie și apetență pentru asta. Deci este foarte greu. De asta, într-un fel sau altul, cum să spun eu, încerci să faci, am pus programul pe harta Statelor Unite. A fost acum vreo 8 ani de zile al 14-lea program în, am luat diplomă de excelență de la pentru program și pentru asta, dar ce să facă? N-am demografic, nu pot să cum să spun, să rezolv o chestie care e de nerezolvat de către mine. Sigur. Sau de asta. Nu e o problemă foarte mare, dar te deranjează în momentul în care lucrurile nu sunt înțelese cum trebuie. E în ce mai frecventă și devine, la un moment dat, devine inechitabilă prin ce propune, că propune ceva ce nu se poate înfăptui și atunci știi că e inechitabilă. Da. Deci ai dat foarte bine exemplu cu locurile pentru romi, care sunt neocupate. Sunt neocupate pentru că din vari motive. Dacă vrei să le ocupi, păi dă-le mult mai multe posibilități înainte să vină
la facultate și la asta, fă-le alte programe care să-i atragă, fă-le alte lucruri și nu mă învinui pe mine că n-am pentru că nu se vin. Nu că trebuie recrutați, trebuie... De unde? Da, cu arcanul. Cu arcanul. Să-l iau după stradă că are talent, că n-are talent, că vrea să facă, că nu vrea să facă, vino că îți dau eu bani să studiezi, dacă nu vrei. Deci nu e o problemă fundamentală, dar este o problemă. Nu este o problemă pentru care refuz eu să mai predau sau să nu știu ce. Dar sunt probleme de politică de asta care maculează într-un fel sau altul, cum să spun eu, frumusețea educației sau ce ar trebui să fie educația, pentru că trebuie în permanență să ai mare grijă la ce vorbești, la cum te comporți la asta. Lucru care, într-un fel, nu este rău, dar în momentul, în domeniul artistic, cum am spus, trebuie să ai un anumit free language când e vorba de o înțelegere bună a unui caracter, a unei situații și așa mai departe. Trebuie să faci niște comparații, trebuie să... Da, mă rog, sunt... Ce vreau să fac în momentul în care, dacă voi fi sănătos, este să continui ce îmi face plăcere să fac și să am timpul respectiv. M-a hotărât acum să termin cu pescuitul, care ia timp, și să-mi văd de ce mai am de lucru în... Am început o chestie nouă. Mama mea care a trăit 93 de ani în casa ei, a căzut în primăvară și a trebuit să o punem într-un cămin. Și am fost în vară și în toamnă, am fost în România și am vizitat-o și este o chestie extrem de emoțională. Să vezi niște oameni care sunt în faza terminală. Deci niște oameni care sunt acolo. Mama a acceptat cu foarte multă greutate noua condiție, dar acum este fericită că are o viață socială. Și fiind un om de bun simț, a realizat că nu mai poate să fie singură acasă, dar sunt tot felul de povești ale unor oameni care sunt în faza terminală a vieții lor. Este extrem de emoțional să vezi, speranța lor este să mai trăiască o zi. Și o altă zi, parte din ei și-au pierdut mințile mai mult sau mai puțin, parte din ei au tot felul de alte de metehne și vreau să scriu, am început să scriu deja un lucru inspirat de chestia asta, care este o afacere pentru ei care fac așa, o afacere bănoasă, dar pentru oamenii ăștia care sunt aleatoriu aduși acolo, puși să trăiască împreună cu micile lor conflicte care îi țin în viață, cu micile lor, cum să spun eu, nostalgii, parte din ei refuză ideea că vor să fie acolo, parte din ei sunt resemnați, parte din ei au fost internați împreună cu soții, care unul din ei a murit și aia le e casa. E foarte ciudat și foarte, și mai ales îmbătrânind, îți dai seama că te apropii de un sfârșit. Și nici eu nu știu care va fi partea finală.
Deci când ești acolo, te încarci și tu emoțional față de gândul în sine că moartea ești ca un tăvălug așa care urmează să vină să ne aplatizeze pe toți. Da, da, e ceva abstract. Înțelegi? Da. Pentru fiecare din noi. Noi cu toții știm că vom muri. Noi cu toții știm. Noi cu toții vedem. Eu sunt dintr-o generație din care au început să moară. Colegi de-ai mei, oameni din zona noastră. Știi că lucrurile n-au cum să se ducă alminteri. Dar în momentul în care realizezi și vezi lucrul ăsta, este, vreau să leg cu o poveste care s-a întâmplat în Carolina de Sud. Și care e o poveste foarte ciudată și i-au lăsat să aibă mici animale la un cămin de bătrâni din Carolina de Sud, care nu se poate compara cu ce în România sub nicio formă. Că pe ăștia iau, îi duc cu autobuze, au o viață socială, îi duc la filme, îi scot din ambientul lor, de acolo. Dar i-au lăsat să aibă mici animale. Și au avut o pisică pe care toți o mângâiau, toți aveau grijă de ea, nu știu ce, până s-au prins că pisica respectivă, cu câteva zile înainte ca unul din ei să moară, se duce stătea numai cu ăla. Și după un timp s-au prins că băi, pisica se duce la, deci le anunță moartea. Și atunci au început să urască pisica, fiindu-le frică că vine la ei să stea cu ei și că ei or să moară. O chestie care mi se pare foarte mișto ca de speculat. Și, în fine, vom vedea ce, dacă iese ceva, pentru că e foarte trist. Dar și tristețea face parte din viața noastră. Parte din ei au umor încă, parte din ei sunt aroganți, parte din ei sunt cu mintea razna, e foarte ciudat, parte din ei sunt abandonați. Deși costă foarte mult să-i... caregivers sunt din Filipine. Nu sunt români. Sunt din Filipine aduși să lucreze în România, să aibă grijă de bătrânii români, pentru că cei care ar trebui să aibă grijă de bătrânii români au grijă de bătrânii englezii sau de bătrânii italieni. Da, e așa o transgresie. Este un colaid între culturile ăsta, caregivers și ale ăstora. E un subiect care ar putea să fie foarte interesant și vreau să-mi adun gândurile să văd ce poate să iasă. E important să te concentrezi pe ce ți-a spus și Kurt Vonnegut că faci bine. Da, adică nu neapărat el nu mi-a spus că fac bine. El nu mi-a spus că mi-a spus să fac orice să fac bine. Da. Mi-a spus să dacă fac ceva să fac orice, ca ceea ce fac să fie văzut, auzit sau citit. Deci dacă faci ceva, trebuie să o faci serios. Deci îți spuneam chestia cu pictura. Am văzut toată viața artist vizual și pictor și nu știu ce, ca să realizez că de fapt nu sunt. Și dacă vreau să pretind că sunt pictor, ar trebui să fac asta zilnic. Ar trebui ca mintea mea să se focuseze. Ori sunt atâtea lucruri interesante în zona asta, încât îți trebuie câteva vieți să poți să le acoperi. Pentru că, uite, subiectul ăsta de care tocmai ți-am vorbit acum, mă interesează, vreau să-l explorez, vreau să-i găsesc drama, vreau să-i găsesc umorul, vreau să-i găsesc sensul, vreau să-i găsesc filozofia.
Pentru că fiecare din noi, mai curând sau mai târziu, se va confrunta cu lucrul ăsta. Unii mor accidental, alții mor în patul lor, alții agonizează în locuri în care vor sau nu să ajungă. Pentru că au un handicap mai mare sau mai mic. Parte sunt abandonați de cei pe care i-au iubit. Unora le lipsesc animalele de companie. Sunt oameni luați din universul. Deci e un lucru de explorat care este universal și atemporal. Moartea este un lucru, cum să spun eu, care nu ni se adresează tuturor. Dacă faci o chestie macabră, oamenii vor în general să râdă, nu să se gândească că aoleo, să mor și dacă... Deci e foarte... Dacă vrei să faci o chestie comercială, nu este tocmai pentru comerț. Dacă vrei să faci o chestie artistică, da, poate să fie, dar încă o dată, care sunt măsurile? Care este măsura cu care poți să povestești un subiect? Cât de... contrabalansezi tristețea acestui lucru cu... cum să spun eu, cu faptul normalității vieții. Da, ceva care totuși nu se va înscrie niciun algoritm de tipul da, Disney și așa mai departe. Da, da. Nimeni nu o să scrie sau chiar dacă să spunem că cineva va fi o carte sau asta de nișă sau de sau un film de nișă sau pentru oameni care probabil au o viziune ceva mai pesimistă asupra vieții. Pentru că refuzăm să ne gândim. Cărțile mari ale umanității, în general, sunt toate cam cărți de nișă. Păi da. Dar au rezistat în timp tocmai pentru că sunt universale, că tratează lucruri dincolo de autohton, dincolo de timp. Sunt lucruri, asta cu moartea relatată la un loc în care poate să fie un subiect. Sigur. Da. Mulțumesc foarte mult, Nicolae. Și eu îți mulțumesc și sper să ne mai vedem când o să apară cartea. Dar atât de curios cum o să fie primită, dacă o să fie primită. Și eu la fel sper. Da, niciodată nu știi.